începem cu scurt analiza meciului de sâmbătă, cel cu turnul Măgurele, 1-0, rezultatul cu siguranță mulțumitor, probabil și scorul. Cum s-a văzut? A fost un joc bun al echipei, un joc în care a reușit să ne impunem din toate punctele de vedere. Adversarul n-a reușit să-ți creeze nicio fază periculoasă pe tot parcursul jocului și asta este îmbucurător, cu toate că am jucat mai mult de 30 de minute în inferioritate numerică. Parcursul echipei este foarte bun, sper să continuăm pe această linie. Sunt multe lucruri îmbucurătoare. În primul rând, se tot vorbește că avem o apărare foarte bună. Normal că avem doar două goluri primite, nu există în primele trei eșaloane o echipă cu acest gol averea, sau mai bine zis, cu acest pasiv. Dar eu cred că pentru faza de apărare importantă este toată echipa. Toată echipa își asumă o responsabilitate mare pe faza de apărare. Echipa este așezată foarte bine în teren și de aceea primim foarte greu gol. Tot lucru îmbucurător este că ne apărăm foarte departe de poarta noastră, că tratăm foarte serios fazele fixe și reușim să înscriem din ele și de asemenea avem ocazii, suntem destul de periculoși. Am mai trecut și o etapă, etapa 10-a, suntem în continuare neînvinși, sper să amânăm cât mai mult momentul când o să pierdem, că probabil o să vină, sau sigur chiar, o să vină și acel moment. Dar deocamdată este important meciul de la Voluntari. Cum au fost ultimele 30 de minute după eliminarea lui Bogdan David? A existat o anumită presiune, cu toate că echipa adversă, cum am mai spus puțin mai devreme, nu și-a creat ocazii, dar echipa a învățat să joace foarte bine la rezultat. Și tot așa, am însemnat să repet, am reușit să ne apărăm departe de poartă, am reușit să creăm o linie de apărare foarte bună, reușind să nu luăm gol și chiar să fim periculoși în 10 oameni. Obiectiv ceva la cele două cartonașe primite de David? Sincer, era mult prea departe de fază, dar cred că a fost unul dintre ele este dat cu oarecare ușurință. Domnul profesor, să vedeți că din majoritatea golurilor care echipa le-a marcat, sunt marcate din faze fixe. Să lucrează mai intens acest lucru la antrenamente? Da, poate că am și reușit să lucrăm mai mult la antrenamente aceste faze, dar eu cred că important este responsabilitatea jucătorilor în această fază. Echipa crescând mult în valoare, reușim să fim și periculoși la aceste faze fixe, foarte importante în economia jocului, cum s-a văzut. La 5 minute după ce a fost eliminat Bogdan David, a fost eliminat și antrenorul, Ovidiu Tica. Pe viitor, luați în calcul să vă treceți, chiar dacă stați în tribună, să vă treceți pe foaie, că ați fi putut veni la marginea terenului. Am mai stat pe bancă în deplasări, două dintre deplasările pe care le-am avut, probabil că și acum o să stau, dar bineînțeles că o să mă consult și cu Ovidiu, dar pe bancă sunt antrenorii, este antrenorul secund Liviu Hapaină, care poate să ia decizii, responsabilitatea tehnică este la ei și eu încerc doar să ajut. Aveți cumva cunoștință câte etape a luat domnul antrenor principal Ovidiu Tica? Din ce știu eu, astăzi se judecă la federație, dar nu are cum, față de ce s-a scris, față de raportul arbitrului, nu cred că va fi o perioadă îndelungată. Eu cred că o etapă, maxim două. Domnul profesor, în jocul de acasă cu turnul Măgurele, l-am văzut pe Dorine Loancea, a intrat foarte bine, un copil extraordinar. Veți juca acum cu el titular la Voluntari, având în vedere că David absentează? Da, Dorinel este una dintre variante. Dorinel Oancea e un jucător foarte talentat, este un jucător localnic, care are un viitor frumos, probabil. Este una dintre variante la care ne gândim. Probabil că dacă nu era accidentat o perioadă destul de lungă, Dorinel a apucat să joace titular mult mai devreme. Să-l întrebăm și pe Marius Baciu, cum se vede meciul de pe banca, cum se văd meciurile de pe banca de rezervă. Cum ai ajuns
pe banca de rezervă, Marisica. În primul rând vreau să felicit colegii pentru aceste meciuri bune care le-au făcut până acum și sperăm până la finalul turului să nu mai luăm bătaie, să nu fim învinși. Într-adevăr, este o perioadă grea pentru mine, dar ușor, ușor o să revin. Lucrul acesta a fost decis de domnul antrenor, mă supun. Și dacă are, poate să spună domnul profesor. E greu să fii pe marșa, să te cântărească, să ajuți colegi? Este foarte greu. Părerea mea că suferi mai mult după bancă decât în teren. Tu ai suferit și o accidentare banală, am putea spune. Prin etapa a patra, dacă nu mă înșel, nu? Da. Ți-ai revenit complet acum? Da, mi-am revenit complet. Fac antrenamentele normal cu echipa și mă bucur acest lucru. Să-ți vorbise că în iarnă ai vrea să părăsești echipa. Cât e adevăr și cât e doar zvon? Da. Voi lua în serios această întrebare. Este, într-adevăr, chiar vreau să mă gândesc serios la această întrebare care mi-a spus. Nu, până la urmă pleci sau nu pleci? Deocamdată sunt aici, vreau să-mi fac treaba până la final și vedem din iarnă ce se întâmplă. Da. Domnul profesor, pentru meciul de la voluntari. Să ne și În primul rând, aș vrea să mă aleg puțin de întrebarea dumneavoastră pe care i-a spus-o următorul Zvaciu. La ora actuală, la echipă, este o concurență deosebită pe fiecare post. Nu este ca o complezență, dar eu mă bucur pentru felul în care s-au comportat jucătorii care au jucat titulari în campionatele trecute, care au jucat chiar începutul de campionat în această postură. Au acceptat demn, dar nu este normal și nici mie nu-mi convine și nimănui ca un jucător să accepte postura de rezervă cu serenitate. Dar au reușit să păstreze totul pentru ei, au reușit să se lupte pentru a deveni titulari. Rezultatele echipei ne-au obligat ca să păstrăm în general 11 de bază, care l-am crezut noi cel mai competitiv. Dar șansa se oferă fiecăruia. Dacă se pregătește bine, sunt sigur că se va ieși ocazia pentru a intra din nou titular. Referitor la jocul de la voluntari, este etapa 11-a. Nu vreau să vă ascund că din informațiile pe care le avem despre echipa adversă este total dependentă de jucătorii care sunt trimiși de la Liga 1. Am reușit să văd un singur meci al acestei echipe la SCM, unde au fost două reprize distincte, una în care am văzut un voluntar, probabil cea mai bună echipă de Liga 3-a pe care am văzut-o de când suntem la acest nivel. A doua s-a schimbat mult datele problemei, au pierdut. Deci au evoluții oscilante, dar oscilante nu ca formă sportivă, ci ca valoarea jucătorilor trimiși de la prima echipă. Bun, păi ar trebui să ne bucurăm, pentru că noi jucăm sâmbătă de la ora 2, ora 14 cu echipa a doua și de la ora 17, dacă nu mă înșel, au... Cu Pajurii Târgu Jiu. Au joc la prima echipă. Nu cred că va coborâ. Lotul unei echipe de Liga 1 este destul de numeros. Este normal că în privința aceasta, dacă era o pauză competițională, probabil că lucrurile stăteau mult mai rău pentru noi. Mergem la victorie sau ne mulțumim și cu egal? Ne mulțumim să nu pierdem. Nu, echipa o să meargă tot timpul la victorie. De altfel, rezultatele din deplasare au fost mult mai bune ca acasă. Am reușit numai victorii, unele dintre ele chiar categorice. Și chiar și acasă, atunci când am făcut meci egal, nu putem să spunem că ne-am propus vreodată să facem meci egal. Domnul profesor, pe partea de financiară, cum mai stă echipa din punct de vedere financiar? Cu ajutorul dat de primărie am reușit să ne achităm anumite obligații financiare, anumite datorii pe care le aveam de față de anumite societăți care ne-au ajutat și au fost foarte înțelegătoare în acest sens. Nu pot să spun că stăm pe roze, chiar o să avem ceva probleme spre sfârșitul campionatului, pentru că jucătorii ne-au făcut surpriza ca
să le dea bugetul peste cap prin rezultatele avute. Dar eu sunt sigur că o să găsim resurse pentru a termina acest tur de campionat cu bine. Și din iarnă, în funcție de resursele pe care o să le găsim, să ne fixăm un obiectiv poate mai îndrăzneț. Nu este momentul să fiu foarte analitic, mai sunt 3 etape de campionat. Depinde foarte mult de locul ocupat la sfârșitul acestui tur de campionat și depinde cât își dorește acest oraș, pentru că este echipa orașului, un obiectiv mai îndrăzneț. Din punct de vedere al organigramei clubului dumneavoastră, sunteți managerul general al echipei. Ați reușit să mai aduceți oameni potenți financiar lângă dumneavoastră, lângă echipă? Din păcate nu și îmi asum acest lucru, poate n-am eu metodele de convingere care ar trebui, dar lângă noi sunt toți oamenii care au fost și până acum, nu cred că are rost să-i mai enumăr. De partea consilierilor locali, vreun semnal în ultima perioadă, în afară de felicitare? Da, da. Da, sunt oameni care sunt aproape de noi. Eu repet tot timpul că ajutorul Consiliului Local și al Primăriei este determinant. Fără ei nu s-ar putea continua activitatea fotbalistică la acest nivel. Din punct de vedere sufletesc sunt alături de noi, majoritatea participă la jocurile de acasă. Când jucăm în deplasare, de obicei sunt sunați, se interesează de rezultat. Asta mai zic acum. Ce se întâmplă cu Ovidiu Stan? Nu mai marchează. În primele etape 100%, procentaj, după aia... Ovidiu Stan, cel puțin ultimul joc, dacă e să-l caracterizăm, a fost unul dintre cele mai bune jocuri ale lui, cu toate l-a marcat. Trebuie să ținem cont, că, și am specificat puțin mai devreme, că echipa are 2 goluri primite, merită având toți jucătorii. Declanșarea pressing-ului de la nivel de atacant și acum am fost nevoiți să jucăm în ultima parte a jocului și în 10 oameni, necesită un efort fizic deosebit. Probabil că în fața porții nu mai are aceeași prospețime, dar eu cel puțin și sunt sigur că și antrenorii sunt foarte mulțumiți de jocul lui Gustav. La fel și Haidău a intrat în prima etapă, a dat gol, după aia s-a stins. Haidău este un copil și... Copiii sunt oscilanți, are oscilații mari în evoluția lui. Poate să devină un fotbalist bun, dar trebuie să-și grăbească maturizarea. Pentru că este, repet, nu vreau să-l jignesc, dar are o infantilitate pe care atunci când o să o depășească, sigur va deveni un fotbalist bun, pentru că are calități. Un alt junior care a început foarte bine acest tur de campionat, este vorba de Burghel, în ultimele etape. Ultima etapă n-a avut un joc. Mai ales ultima etapă când n-a avut un joc foarte bun, dar dacă e să analizăm un jucător, ar fi mai bine să-l analizăm pe termen mai lung. Burghel este unul dintre câștigurile echipei, cred. Mai ales că este junior. Și o ultimă întrebare. Mai sunt 3 etape, așa cum a spus Lansă, și după aia o să trageți linie. Să vedeți unde vă situați și ca loc în clasament și ca lot. Să știe că Stancu și Cotigă, 2 dintre pilonii apărării echipei noastre, și poate și lor li se datorează faptul că n-am primit decât 2 goluri. Mă sper. Jocului bun al lor. Mă cer. Ei o să plece, din câte am înțeles. Iau contract cu Mușelul Căpulon cu doar 6 luni. Este adevărat. Iar randamentul lor foarte bun, sigur îi va propulsa la alte echipe. Ce faceți atunci? Puteți să-i țineți? Puteți? Aveți soluții de înlocuire? Sigur, cei doi jucători vor avea oferte. Au făcut jocuri foarte bune aici. Se vorbește din ce în ce mai mult despre ei. Sunt 2 jucători tineri. Stancu e nervant de tânăr, are 20 de ani. Acum depinde de noi, dacă și la asta m-am referit, când o să încercăm să fim analitici la sfârșit de tur și să hotărâm ceea ce ne dorim și să găsim mijloacele pentru a reuși să-i convingem să rămână în continuare.